câteva cuvinte despre corabia lui Noe. De ce corabia lui Noe? Domnul Iisus ne-a zis, dacă vreți să înțelegeți vremea sfârșitului, trebuie să vă gândiți la vremea începutului. Pentru că nu e nimic nou sub soare, așa cum spunea Solomon. În zilele fiului omului va fi la fel ca în zilele lui Noe. Aidoma. Aidoma este un cuvânt care nu se mai folosește astăzi în limba română contemporană, modernă. Îl putem înlocui cu alte cuvinte mai obișnuite, mai uzuale. Identic. La fel. Dacă vreți să vedeți și să știți cum va fi la sfârșit, studiați foarte bine vremea lui Noe. Așa că noi ar trebui să facem din studierea vremii lui Noe o preocupare. Pentru că exact așa spune Domnul Iisus, va fi și la final. Geneza, capitolul 6, de la versetul 9, partea a doua, sus pe pagina 7. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie de lemn de gofer, chiparos, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 500 de coți în lățime, 30 de coți în înălțime. Să faci o corabie, să faci corabiei o fereastră sau un fel de acoperiș, o cornișă sus, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi ca să le ții cu tine. Să fie o parte bărbătească și o parte femeiască, din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi ca să le ții cu viață. Și tu ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Amin. Există un proiect inițiat de niște oameni foarte bogați și de niște oameni de știință, numit chiar așa, Arca lui Noe. Proiectul are ca scop să salveze omenirea dintr-un viitor foarte posibil conflict atomic, bombă atomică, nuclear, totul radiații, totul moare și așa mai departe. Proiectul presupune ca să se ia semințe din toate plantele care există pe fața Pământului. Sunt zeci și zeci și zeci și zeci și zeci de mii de plante pe fața Pământului. Oamenii aceștia vor să adune semințe din toate plantele care există pe fața Pământului, pentru ca eventual, după un astfel de cataclism nuclear, să poată să replanteze pentru supraviețuitorii care vor trăi după aceea. Proiectul presupune să ia tot felul de samples și coduri genetice și semințe de animale, în măsura în care mă înțelege ce poate să zic, că nici eu nu știu prea bine ce fac, în așa fel încât să se poată reface toate speciile de animale de pe fața Pământului. Proiectul este în continuă dezvoltare. Îmi veți spune unde este. Este în câteva locuri de pe fața Pământului. Unul este la Zăpada Veșnică, la Polul Sud, în niște buncăre foarte mari, care costă foarte mult, niște frizere de-astea naturale, să le țină în gheață. Altele sunt în alte părți de pe fața Pământului.
Cert este că oamenii nu mai au încredere în oameni. Până acum, oamenii spuneau, secolul XIX, datorită progresului tehnologic și științific, vom eradica toată suferința umană. Vom eradica bolile, tocmai se făcuse pentru tuberculoză și alte lucruri, vom eradica mizeria socială și prin iluminare, prin educație, vom eradica relele sociale, în așa fel încât oamenii să fie buni unii cu alții, vom lansa conceptul acesta de frăție, fraternité, égalité, liberté, o să dăm libertate la toată lumea, nu o să mai fie asuprire, trecem prin socialism către comunism și o să recreiem pe pământ ideea aceasta de rai. În ultimul timp se pare că aceasta s-a vestejit foarte tare, planul acesta a căzut și oamenii se pregătesc pentru ce e mai rău. Pentru ce este mai rău. Aș putea să repet câteva predici pe care le-a ținut fratele Lazar și care circulă și pe la dumneavoastră pe casete și pe DVD-uri sau pe CD-uri. Semnele pe care le puteți vedea în jur, dezvoltarea contemporană, economică, politică, militară, administrativă a lumii, financiară, nu-ți dau prea multe motive de optimism. Și oamenii aceștia au ajuns la concluzia că s-ar putea să stăm în fața unei catastrofe. Se pare că cei care știu mai mult sunt mai sceptici decât cei care știu mai puțin și cu cât îți dai seama de ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi, cu atât îți dai seama că suntem în pragul unei calamități care va veni, produsă de oameni sau produsă de Dumnezeu, se va întâmpla. Ascultați casetele fratelui Lazar și el vorbește mult, câteva ore acolo, date, cifre, evenimente. Important pentru mine este să vă arăt câteva lucruri aici în Cartea Genezei și să vă îndemn să intrăm în spița neamului lui Iisus Hristos, în familia lui Iisus Hristos. Asta este scopul meu, vă spun dinainte. Și aș vrea să vă arăt că Cartea Genezei are un fel foarte interesant de a face istorie. V-ați făcut vreodată arborele genealogic? Arborele genealogic este un program care se cumpără, dacă vrei, pentru computer sau îl poți face cu o foaie de hârtie și cu un creion. Pui la un moment dat, în jos, așa în trecut, pe cei mai de demult care ți-i poți aduna, bunici, străbunici, părinții străbunicilor, mergi cât poți înapoi. De la oamenii aceia pui câți copii au avut, pe urmă de la copiii aceia câți copii au avut ei, și în felul acesta, dintr-o tulpină unică, ajungi la o încrengătură de ramuri care se desfac ca un copac cu o coroană uriașă. Porniți toți dintr-o singură rădăcină, dintr-un bărbat și o femeie. Se numește arborele genealogic a unei familii. E bine, Cartea Genezei are un fel foarte interesant de a face cronica istoriei, respectând arborii aceștia. Spița de neam a unei anumite familii. Și spune că Dumnezeu tratează cu anumite grupuri mari de oameni datorită unei anumite persoane care a fost tata lor, unei anumite familii, soț și soție. Și Cartea Genezei este scrisă nu numai pe teme, așa cum o citim noi, dar este scrisă la început, iată urmașii lui Cutare. Iată arbore genealogic al lui Cutar. Iată spița de neam al lui Cutar. Și oamenii aceștia intră într-un anumit destin și Dumnezeu se poartă într-un anumit fel cu ei, socotindu-i o ceată distinctă în istorie. Uitați-vă împreună cu mine la capitolul 5, versetul 1. Cartea Genezei, pentru cei care știți și pentru cei care nu știți, se numește și Cartea Spițelor de neam, tabelele de nume ale familiilor de pe fața pământului. Și Dumnezeu tratează cu ele în bloc. Capitolul 5, versetul 1. Iată cartea neamurilor lui și așa mai departe. În cazul acesta este Adam și arată pe cei care s-au tras din Adam. Dați pagina, capitolul 6, la versetul 9, prima parte, o altă încrângătură. Din Adam este încrângătura lui Noe.
Și începe cu aceeași formulă și în limba engleză, pentru că așa este în ebraica veche. Iată care sunt urmașii lui Noe. Te-ai aștepta să înceapă ca și la partea cealaltă o enumerare de nume. De data aceasta însă ni se spune cine este Noe acesta la urma urmelor. Și continuarea versetului 9 este la capitolul 9, versetul 18, dacă întoarceți pagina. Deci, iată care sunt urmașii lui Noe. Toată partea aceasta este interpusă ca să ne arate cine este Noe și cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat între el și Dumnezeu, că a ajuns el binecuvântat. Și la versetul 18 din capitolul 9, ni se spune în sfârșit care sunt urmașii lui. Fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Iafet. Ham era tatăl lui, aceștia au fost cei trei fii ai lui. Fiii lui ăia sunt așa, fiii lui ăia sunt așa și fiii lui ăia sunt așa. Capitolul 10. Iată spița neamului fiilor lui Noe. Și ni dă în bloc și apoi pe cele trei ramuri. Fiii lui Ham, fiii lui Set, fiii lui Iafet. Foarte important, cartea Genezei este cartea aceasta a tabelelor de nume, a ramurilor din copacul acesta care se numește umanitate, s-au desprins niște ramuri și Dumnezeu va avea lucrări speciale cu aceste grupe de oameni în istorie. Capitolul 11, versetul 10. Iată spița neamului lui Sem. David, ce-mi place? Da? Încep să urui. Iată spița neamului lui Sem. De ce este important Sem? Foarte important. Desprins din trunchiul acesta al umanității care vine din Adam, cu accidentul care s-a întâmplat la potop, cu un nou început în Noe, cei trei fii al lui Noe, ramura aceasta a lui Sem devine foarte importantă în istorie pentru Dumnezeu. Din Sem acesta se vor trage apoi o altă familie care vor deveni instrumentul lui Dumnezeu în istorie, națiune de preoți care îl vor reprezenta pe Dumnezeu. De fapt, dacă vă uitați la titlul dinainte de versetul 10, așa se și dă titlul acesta. Strămoșii poporului Israel. Deci Israel vine din Adam și Eva, dar nu din toți care s-au tras din Adam și Eva. Vine din Noe. Și din Noe vine din Sem. Și acestea sunt spițele acestea de neam. Iată spița neamului lui Sem, versetul 10, și apoi din semiții aceștia care au umplut toată valea aceea și sunt foarte mulți semiți în Orient. Produce multă confuzie, multă dezorientare. Am auzit, de exemplu, oameni spunând că arabii sunt antisemiți. Arabii nu pot să fie antisemiți, pentru că toți arabii sunt semiți. Sunt semiți. Nu pot să fie împotriva lor. Dar oamenii îi confundă pe evrei cu semiții. Semiții sunt toți evrei și evrei sunt, e adevărat una, dar nu e adevărată cealaltă. Pentru că din semiți, Dumnezeu s-a legat de familia lui Terah, din care l-a scos pe Avram. Și cartea Geneza este o carte foarte interesantă scrisă, se pot face concluzii pe observația aceasta, se pot face niște studii frumoase despre înțelepciunea lui Dumnezeu și despre ansamblul acesta al neamurilor în economia planului lui Dumnezeu. Pentru noi însă în seara aceasta doar atâta, corabia lui Noe. Solomon spune ce a mai fost, ce a fost, o să mai fie, ce va fi, a mai fost. Domnul Iisus spune, studiați bine vremea lui Noe pentru că se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Petru ne spune, imaginea aceasta, icoana aceasta ne mântuie acum pe noi și anume botezul care este corabia aceea care l-a salvat pe Noe. Trei lucruri despre corabia aceasta. E un studiu fascinant. Eu îl am acasă și încă îl studiez, făcut de Chuck Missler. Doamne, Chuck Missler ăsta e un cap mare, un cap extraordinar. Extraordinar.
Câte înțelepciune a pus Dumnezeu în omul acesta, toată viața studiată e foarte adevărat. Sunt trei lucruri frumoase pe care aș vrea să vi le spun repede despre corabia aceasta. Ea reprezintă salvare, reprezintă siguranță și reprezintă resurse. Toate acestea sunt în Hristos. Hristos este corabia pe care Dumnezeu o pregătește acum la sfârșitul veacurilor. Aidoma ca în vremea lui Noe, când toată planeta se strică și când va veni mânia lui Dumnezeu peste tot pământul, șansa să scapi de mânia lui Dumnezeu este să te duci în corabia aceasta care este Iisus Hristos, chivotul cel nou. Chivotul este același cuvânt pentru mormânt. Și într-un fel este să te ascunzi în moartea ispășitoare a lui Hristos. El a plătit acolo pentru vinovăția ta și atunci scap de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Simbolismul este clar, este frumos, este cum nu se poate mai evident. Să te bagi în coșciugul acesta, pentru că asta e același cuvânt pentru corabie, coșciug și chivot, să te bagi în moartea lui Hristos și să te ascunzi astfel de mânia lui Dumnezeu. L-a potopit pe Hristos și cei care se ascund astăzi în Hristos au parte de mântuirea dată de Dumnezeu. Există diferențe mari, există asemănări mari. Într-un fel, Noe își face mijlocul de salvare de aici, în alt fel îl face pentru că îi spune Dumnezeu și el îl face prin credință. Este o colaborare între Dumnezeu și credință. Inițiativa lui Dumnezeu, munca este a lui Noe. Atunci Noe se mântuiește singur sau îl mântuiește Dumnezeu? Totul este frumos aici în simbolul acesta și se poate vorbi despre salvarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Sigur că este de la un capăt la altul lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu era Dumnezeu în situația lui Noe, nu se întâmpla nimic. Numai că Noe a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. S-a bucurat de favoare, este expresia din original. Dumnezeu i-a făcut o favoare acestui Noe și a zis, am să te scap pe tine și toată familia ta. Din momentul în care înțelegi lucrul acesta, ajungi să ai un sentiment special față de Noe. Și am observat că mulți dintre noi nu neapărat îl avem. Îl privim pe Adam și Eva, îi privim ca pe părinții noștri, dar nu toți copiii lui Adam au scăpat. Singurii care au trecut dincolo de potop a fost cine? Noe și? Înseamnă că tu din cine te tragi? Părintele tău e Noe. Suntem străini față de noi. Ne gândim într-un fel la Adam, dar nu neapărat la noi. Poate e pentru evrei. Nu e pentru evrei. Tu n-ai fi fost azi aici dacă Noe nu găsea favor înaintea lui Dumnezeu. Ești descendentul lui Noe. După câte se pare, noi suntem din care copil? Iafet. Dar tatăl nostru este Noe. Facem parte din acea familie care a găsit favor înaintea lui Dumnezeu și căreia Dumnezeu i-a spus să-ți faci o corabie. Uite cum să o faci. Să asculți, să crezi și atunci vei fi mântuit. Să asculți, să crezi și atunci vei fi mântuit. Noi suntem în familia aceasta a lui Noe. De aceea Domnul Iisus spune, cum a fost în zilele lui Noe, se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Există o simetrie în istorie. Și când toți urmașii lui Noe se vor strica pe fața pământului, Dumnezeu va scăpa o singură familie. Și aceea familie care va fi familia lui Iisus Hristos. Vor fi zilele Fiului Omului. Alea au fost zilele lui Noe. Cele care vin vor fi zilele Fiului Omului. Salvarea pentru cineva astăzi este să se facă rudă cu Dumnezeu intrând în familia lui Iisus Hristos. Amin? Numai așa putem scăpa de mânia viitoare. Aceasta este singura cale de scăpare. Nu există altă cale de scăpare. Domnul Iisus spune, asta e teologia vremurilor din urmă. O singură scăpare și aceasta este în corabia credinței, în mormântul Domnului Iisus, să intri în familia Fiului lui Dumnezeu. Și atunci toți fiii lui omului care vor crede în Fiul Omului vor fi izbăviți de mânia viitoare. Salvarea este prin credința în Domnul Iisus. Siguranța este tot dacă rămâi în corabie aceasta. Atâta vreme cât rămâi în corabie, rămâi în siguranță. Nu contează cât e pedeapsa lui Dumnezeu, cât durează,
unde te duce, sunt într-o parte sau în alta, oamenii aceia nici n-au mai știut la un moment dat unde sunt, unde au ajuns. Până la urmă corabia s-a oprit pe un munte, care se spune că asta este Araratul din Turcia, dar n-au mai știut unde sunt. Însă au știut, dacă rămânem în corabia aceasta și suntem în ascultare de Dumnezeu, suntem în siguranță. Salvare și siguranță. Este un verset frumos aici, în capitolul 7, versetul 1. În limba română scrie, intră în corabie, tu și toată casa ta. În limba ebraică este, vino în corabie. Cu sensul că Dumnezeu era în corabie. Vino la mine, eu sunt deja aici. Vino în corabie. Intră în Iisus Hristos, intră în credința aceasta în Iisus Hristos. Siguranță că dacă ești în Iisus Hristos, nu ți se poate întâmpla absolut nimic. Și provizii, provizii. Ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Așa este mântuirea Domnului Iisus. Nu pot să mă opresc să mă minunez de câte ori o văd. Fraților, câteodată am ajuns să vă mărturisesc așa în naivitatea și nebunia gândurilor mele. Că lumea asta e așa de complicată astăzi, că trebuie să fii un mare predicator să mai întorci pe cineva la Dumnezeu. Uitați-vă la dumneavoastră la ce se întâmplă între noi, între românii ajuns în America. Predicile obișnuite nu ne mai ating. Am devenit niște consumatori de predici. Mai multe, mai diverse, mai speciale, mai documentare, să ne mire, să ne uimească, să ne... lucruri noi, 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 noi. Trăim într-o lume în care discursul a devenit ceva obișnuit. De la discursul politic, dăm drumul la televizor și toată lumea ne vorbește. Toată lumea ne vorbește. Nu ne mai impresionează ceea ce ni se spune. Am auzit așa de multe, că ne intră pe ureche, ne iese pe cealaltă și fiecare ne vedem de drumul pe care am pornit oricum. Ne lăsăm foarte puțin impresionați, fie că e vorba de televizor, fie că e vorba de internet, fie că e vorba de predicator de la amvon, ei spun, noi avem drumul nostru. Dacă ne place ce spun, da, interesant, dacă nu ne place, spunem, a, nu contează. Noi ne-am făcut drumul și mergem înainte. Am încercat să trec în România și am trecut o singură după amiază și nu-mi pare rău. Cred că m-aș fi sufocat în România. Există un surplus de predicatori. De când am plecat noi din România, școlile astea de la București, de la Oradea, au dat sute, dacă nu mii de predicatori. Se fac tabere de vacanță, tabere de studii, seminarii, retreat-uri cu păstorii, retreat-uri cu tineri, retreat-uri cu căsătoriții, tot felul de tematici. Name it, they have it. $100, te duci și asculți nu știu care conferențiar care vine din Canada. $60, participi la seminarul care e cu celebru psihiatru și doctor creștin nu știu care. $45, poți să-ți trimiți copiii și acolo au șansa să stea de vorbă, să fie învățați de cutare, cutare. Am ajuns cumva la teama că nu-i mai putem mântui pe oameni prin cuvânt. Nu mai răspund. S-au obișnuit să asculte așa ca Nicovala cu loviturile ciocanului. Ce ai putea să le spui ca să-i influențezi într-adevăr? Și Dumnezeu mi-a dat excursia aceasta în Moldova și mi-am dat seama că tot ceea ce depinde sau e pertinent sau cuprinde domeniul acesta al mântuirii este întotdeauna suficient. Nu avem niciun motiv să ne îngrijorăm. Cât o să dureze călătoria corăbiei pe ape? Dumnezeu zice, nu-i treaba ta. Dar o să ne ajungă mâncarea? Nu-ți face nicio problemă. Resursele pe care le are Dumnezeu pentru biserica Lui prin lucrarea, prin mișcarea Duhului Sfânt sunt supranaturale. Sunt senzaționale. Sunt irezistibile. V-am mai spus, o pleiadă de predicatori care au plecat toți în Moldova. Sunt biserici din Moldova, pardon, care au plecat în America și în Canada. Sunt plecate în America pastorul, comitetul
Și corul, cum au stat corul acolo în satul ăla lor din Moldova, așa stau acum într-o biserică din Massachusetts sau din Carolina sau din Seattle, Washington. S-a ridicat o generație nouă ca iarba care este după miriște. Oameni care n-au predicat în viața lor, oameni care n-au fost la un seminar niciodată. Am fost cu ei în sate să văd cum vorbesc la oameni. Și v-am spus, și poate o să mai avem ocazia să stăm de vorbă, stai de vorbă cu 4 sau 5 oameni și îți dai seama că fratele ăla care deschide gura, dacă ar vorbi la noi în biserică, i-a spune, stai jos. Dar acolo Dumnezeu i-a pus așa o putere în cuvânt și însoțește prezența și lucrarea lui cu așa o mișcare a Duhului Sfânt, încât oamenii aceștia se duc în satul unde nu există nicio biserică, stau de vorbă cu oameni care n-au niciun fel de cunoștință despre Dumnezeu și despre Biblie și se formează o biserică peste o săptămână, peste 2 săptămâni, peste o lună, peste un an, sunt biserici mari. Atâta vreme cât corabia aceasta va fi administrată de Dumnezeu, Dumnezeu va avea tot ce trebuie ca să aibă suficient de mâncare. Amin? E adevărat că pe aici, pe acolo, devenim mai cărcotași, n-are sare, are prea multă sare, dar niciodată Dumnezeu nu va avea prea puține resurse pentru lucrarea care se întâmplă în biserică. Și nu depinde nici de seminare, nu depinde nici de școli înalte, nu depinde nici de mofturile unora sau pretențiile altora. În corabia aceasta, care este biserica și mântuirea dată nouă prin Iisus Hristos, va fi de la început până la sfârșit suficient ca să aibă toți de mâncare, până când vom ajunge dincolo, în malul celălalt al judecății lui Dumnezeu și vom pune corabia noastră pe muntele sigur și stabil al noii ordini mondiale, pe un pământ nou și pe ceruri noi pe care le va instaura Dumnezeu. Corabia aceasta simbolizează salvarea, siguranța și că Dumnezeu are suficiente provizii. Aud din ce în ce mai mult că America este imposibil de evangelizat. Și fiecare cruciadă și fiecare întâmplare din aceasta contrazice pe cei care spun lucrul acesta. Biserica lui Dumnezeu are suficiente resurse pentru toate vremurile, indiferent că sunt în casa cezarului, pe câmp, în mofturoasa Californie, în înfrigurata Alaska, sau cum s-a dus fratele acela la Picmei și la Boșimani în Africa, este în biserica aceasta rânduit de Dumnezeu tot ce trebuie pentru ca copiii lui să aibă de mâncare până când vor ajunge acasă. O purtare așa de grijă, așa de atentă, așa de extraordinară cum o are Dumnezeu, este de neimaginat pentru mintea noastră. De neimaginat. Dacă Apostolul Pavel avea harul să stea de vorbă cu cineva din secolul 20 și să-i spună, știi, biserica va ajunge să aibă câteva milioane, poate miliarde de oameni pe toată fața Pământului. Eu zic, nu cred. Nu cred. E inimaginabil. În biserica lui Hristos, acolo unde este Hristos și este Duhul lui Hristos, va fi întotdeauna suficient pentru ca copiii lui Dumnezeu să aibă ce să mănânce pentru viața lor din Dumnezeu. Amin? Pavel zice, cine e suficient pentru toate lucrurile astea? Mă apasă grija lui, are grija lui. Pavel, stai liniștit. Este cineva care are de grijă. Are de grijă. Are de grijă. Facă Dumnezeu ca din mulțimea aceea de oameni care sunt acum pe stadion, mulți să se urce în corabia aceasta care se numește spița neamului lui Iisus Hristos. Să intre în familia lui și aceștia au viitor. Aceștia trec dincolo de potop, trec dincolo de pedeapsă. Pentru că te-ai băgat în Iisus Hristos, de acum încolo Dumnezeu are grijă de tine pentru că ești familia lui. Vei sta în siguranță, vei avea tot ce trebuie ca să poți să faci voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a rânduit la aceasta. Amin.